Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Îmi pare că așa să mă sune și să-mi spui să vorbesc cu tine. Ana Curea din Miciurin nu se poate împăca cu gândul că fratele ei mai mare, Dumitru, a murit. Femeia își amintește cu lacrimi despre ultima zi când l-a strâns în brațe. Încă m-a cuprins și spune, soră, zice, da să ne cuprindem și să te pup. El prima dată în viață și ne-a spus, eu nu știu. Tot ce s-a întâmplat înainte de moartea lui Dumitru i-a trezit Anei bănuieli de groază. Zice că el nu a murit din moartea lui, dar el a fost ucis. Când l-a dus de la morgă, verișorul l-a dus că el e în limba rusă, mi-a spus, dar eu îmi spun în moldovnească, zice că cine așa de tare pe dânsul l-a bătut că până la moarte. Femeia este convinsă că vinovată de moartea lui Dumitru este chiar fiica lui. Ana afirmă că are și dovezi împotriva nepoatei sale. Noi am vrut să o întrebăm ce s-a întâmplat, ei nici... Noi când am auzit că de la vecin că ea că toate problemele este Iana și ne-a blocat pe toate site-urile de socializare. Dă-l fășiu și pe și rați crăcănată și cum nu vin eu la gură. Ana povestește că Dumitru suferea de o boală incurabilă și nu s-a putut apăra de violența fiicei. De la boala lui era spatele paralizat. Și mă gândesc că numai lui izghit și el a chicat pe spinare și că putea să-i mai tragă cu ceva. În apărare, nepoata Anei descrie un tablou și mai îngrozitor. A căzut jos și Vasea l-a ridicat și l-a pus în căruș să-l primat acasă. Pentru mine asta a fost un șoc. Eu când am intrat acolo, zic, eu nu cred. El mi era învălit cu pătură și mâinile în jos. Ce o face pe Ana Curea să creadă că nepoata i-a omorât fratele? Și ce motive ar avea fata să-și omoare propriul părinte? Cu ce dovezi va veni Ana în susținerea bănuielilor sale? Ce au văzut vecinii în ziua când Dumitru și-a dat ultima suflare? În această seară, fiica lui va ajunge în fața expertului poligraf. Ce va arăta testul? Aflați astăzi! Ana Curea își amintește că fratele ei a încercat să-i facă o destăinuire cu o zi înainte de moarte. Femeia regretă enorm că atunci nu a dat importanță cuvintelor lui. Ce i-a dezvăluit bărbatul surorii sale aflăm acum. Ana a venit în studioul nostru. Bună seara, Ana! Bună seara! Ne-ați spus că v-ați întâlnit cu fratele chiar cu o zi înainte de moartea lui. Da, doamna Natalia, m-am întâlnit. Cum vă amintiți acea zi? M-am întâlnit luni cu dânsul de Paștele Blăjenului. El a venit la sora, i-a dus un pat. Fratele mamei i-a dus o piernă și un oial. El parcă s-a gătit de moartea asta. Când m-a văzut, mi-a spus, soră, dă-ți-te cuprind și te pup. El niciodată așa nu mi-a spus. Asta prima dată în viața noastră. Le-a spus colegilor mei că Dumitru a tot încercat să vă spună ceva. Da, încerca să-mi spună. Zici, ia-mă la tine și îmi pune masă. Asta a fost. Și dumneavoastră, cum ați interpretat aceste cuvinte? Cred că a vrut să-i destăinui ceva de pe sufletul lui. De ce credeți asta așa? De tot că avea probleme cu fiica. Câți frați sunteți? Trei surori și un frate. Trei surori și un frate? Da, una e cu dizabilități și noi n-am vrut să o implicăm în problemele astea. Și erați uniți ca frații? Foarte uniți eram. Dumitru Balta avea 50 de ani. El era tata a trei copii, dar nu locuia cu ei. Acum 7 ani, bărbatul a divorțat și nu s-a mai recăsătorit. Să aflăm mai multe despre el. La Pelenia, Drochia, toți locuitorii îl știau pe Dumitru Baltă ca cizmarul din centrul satului. Ana Curea, sora bărbatului, povestește că aceasta era ocupația din care își câștiga existența. De tânăr chiar o făcut și încălțăminte din nou, o făcut... El foarte priceput era. Îi duceam și îmi repara și la copiii și ai mei.
am una să mai aibă cine să-i repare. Ana spune că Dumitru nu a renunțat să repare încălțăminte nici atunci când s-a îmbolnăvit grav. El suferea de boala Bechterev, o afecțiune a sistemului locomotor din cauza căreia se deplasa cu greu. Bărbatul avea gradul 1 de dizabilitate. Numai că la dânsul o mână era atât vremea, nu lucra. De la boala asta se rodeau încheiturile și era și necesita de operație în transplant. În 2005, Dumitru și-a întemeiat o familie. El s-a căsătorit cu o femeie văduvă din sat, Aliona Postolache. Femeia avea 3 copii din căsătoria anterioară, iar cu Dumitru a mai născut alți 3. El te spune, tare vreau un copil ca să aibă cine să mă caute la bătrâneț. Ana povestește însă că Dumitru nu a fost fericit în căminul lui. Și așa și-a fost, când a ieșit de la dânsă din casă, a ieșit fără nici un cap de ață, numai cât s-a luat masa cu care a lucrat. În scurt timp vom afla ce povestește despre Dumitru fosta lui soție, dar și ce va spune despre relația cu sora lui, Ana. Este specifică relația, cu părere de rău. Aza asta ne înconjoară din toate părțile. Deci e o situație când oamenii nu cred specialiștilor care trebuie să ocupe de lucrurile lor. Deci și sora, și soția, sau fosta soție a decedatului. Deci trebuie să adreseze la medic, la medicul legist, să vadă care este motivul morții. Și atunci se exclude problema. Deci doar noi, cei care rămânem pe pământ, trebuie să-i pomenim pe cei care sunt morți și să-i dăm pace, cum să zicem, popor, să nu-i mișcăm acolo în săcriu, să le dăm pace să se odihnească. Dar e ca prin chestiile astea, că căutăm, că și ala-i vinovat, că și ala ne-a spus, că aici la altul vreau să spui, nu rezolvăm problema, doar numai ne dușmănim pe noi. Cui trebuie dușmănia asta? Eu nu văd necesitate. Aveți nepoată câte 3, 4, 5, 6 nepoți. În loc să vă bucurați că vă vin, vă deschid poarta, vă dau bună ziua, vă salută, dumneavoastră vă duceți la dânș, dumneavoastră acum vă dușmăniți cu dânș. Și ce o să câștigați de la asta? Chiar dacă o să aflați cineva că e vinovat, o să schimbi ceva de la asta? Nu se schimbă, dar totuși vreau să aflu dreptatea. Ana, dar de ce totuși sunteți convinsă că Dumitru nu a avut o moarte întâmplătoare? De atâta că fata, atâta vremea se ducea numai pentru bani să lucreze la el. Se ducea să în grădină să-i facă ceva. E nici stau bani să-i plătească. Dar spuneți-mi, vă rog, ce credeți că s-a întâmplat cu adevărat cu Dumitru? Că l-a împins, s-a căzut jos. Cine l-ar fi împins? Fata. Fata numai l-a împins pe dânsul. Dar ce motiv ar fi avut fata să-l împingă? Multe motive au avut. Dumneavoastră chiar o credeți pe nepoata voastră în stare să-și omoare propriul tată? A fost în stare. De atâta că multe am auzit de la vecin. Nu vă spărați, e fata lui sau e fata soției? Fata lui, da. Fata lui proprie. Deci e nepoata dumneavoastră? Nepoata mea, da. Pe sânge? Pe sânge. Dacă ei chiar s-a fost dreaptă, deși m-a blocat pe toate site-urile de socializare, pentru și m-a blocat. Noi am vrut așa pe cum să ne lămurim omenește, noi n-am vrut să ne certăm oriceva, dar ei au început a spune niște vorbi pensat. Dar câți kilometri sunteți de la nepoată? Distanța dintre dumneavoastră și nepoată, cât e? 30 de kilometri, satul pe linie, raionul. Deci ești și vă folosiți de socializare. Nu-i mai ușor să vă urcați în transport, să vă duceți, să o vedeți în ochi pe nepoata dumneavoastră, stați cu dânsa ca un mătuș? Poate are nevoie. Poate e posibil că ea nu găsă limbă comună cu mama sau cu tata. De obicei, cu părere de rău, deci părinții acum sunt toți încordați pentru cei să-i creeze condiții materiale. Să aibă și mânca, să aibă și să hrăniți, cum să zice la moldoveni, să o bagă de la universitate și așa mai departe. Dar nu întreabă sufletul copilului și ala. Și vrea sufletul. Și vrea copilul. Și ne-s prieteni. Și ne-o înconjoară pe dânsa. Și mătușa ta manieră și e mai potrivită să vii să discute pur femeiește cu dânsa. Pur și simplu
Ea avea numerele de telefoane, trebuie să mă suni și să spui că are nevoie pentru susținerea mea. Și eu mă ducem și o ajutam. Până la moartea fratelui, ați avut o relație bună cu nepoata? Da, foarte bune relații erau. Și se plângea? Eu o sunam, o întrebam cum tata, la spui chiar și e. Eu permanent o sunam și o întrebam ce face tatăl, cum îl la dânsul. Haideți să vedem ce ne-ați povestit despre relația fratelui dumneavoastră cu copiii lui. Atenție! Ana Curea povestește că fratele ei nu se împăca bine cu proprii copii. Femeia afirmă că asta se întâmpla din cauza fostei soții, care le vorbea urât de tatăl lor. Foarte urât, super comportat copiii, mai ales cu dânsul. Să mă scuzați, dar îl fășiu și și rați crecănată și cum le vin eu la gură. Așa educație au avut la mama lor, că mama lor tot vremea era cu să le dea bani. În ultima perioadă, Dumitru se certa tot mai des cu fiica cea mai mare. Ana povestește cum a auzit prin sat că fata lui s-ar comporta ușuratic, zvonuri pe care i le-a transmis imediat lui Dumitru. Faci fel de fel de life-uri și chiar era și servită. Și era mare sfadă la dânsă. Sfada s-a început de la atât că s-a auzit că fata a avut două avorturi. La aceste zvonuri, Dumitru ar fi încercat să discute cu fiica sa, dar conflictul dintre ei s-a aprins și mai mult, spune Ana. Eu era foarte, foarte mâhnit și el chiar a vrut și singur să o ducă la control și eu o fugit de la controlul medical. Că el spune că tata ei au fășit diferite prostii. Acum Ana este convinsă că acesta a fost unul dintre motivele pentru care tânăra i-ar fi dorit moartea tatălui său. Mai mult, Ana afirmă că fosta ei cumnată a apelat la farmece pentru a ascunde adevărul despre moartea lui Dumitru. Vrăjuri ca să închid tătia este Iana, să nu știm ce și s-a întâmplat și să duc pe toți în eroare că asta nu-i drept și el a căzut singur și... cu câteva zile în urmă o găsit la dânsul în grădină o candelă și-o zis că o luat-o pe sap și-o a zvârlit-o. Cum răspunde fosta soție a lui Dumitru la acuzațiile Anei, aflăm chiar acum. Aliona Postolache a venit și ea astăzi în platoul nostru. Aliona, bună seara! Bună seara! Ați auzit-o probabil pe fosta voastră cumnată despre... cum a vorbit și ce vorbește. De fapt, Ana crede că fiica voastră și-a omorât tatăl. Noastră, cum comentați? Dacă ies s-a și omorât, tata n-avea să duc să-l caute, să-l speli și să aibă grijă de dânsul. Să duce contraplată. Pur și simplu, fiecare tată are obligațiuni față de copil și copilul față de părinte. Vă referiți la faptul că îi dădea bani? Bună, că poate și-o ajuta în orice caz acasă, nu vine. Îmi spunea că i-a împrumutat bani. Împrumuta și trebuia să-i dea înapoi. Și amăjești, spune drept ce e și drept, dar nu trebuie să amăjești. De unii ai luat-o că îi dădeai banii, că să-i întoarcă banii înapoi? Zic, și brușine! Nini rușine față da, de ce Dumnezeu te vede și pentru asta tot ai să răspunzi înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea mea. Bine, totuși, da. Nu banii sunt tema discuției, ci niște acuzații extrem de grave. Fiica și-a omorât tatăl. Nu e adevărat ce spun. Dar când ați intrat în platou, ați auzit că Ana vă mai acuză și de niște vrăji. Dacă ele se gândesc că spate asta de făcut așa de ușor și liber, înseamnă că și ne faci așa la steme. Eu nu mă tem, fiindcă este Dumnezeu. Eu de dânsul, da, mă tem. Se vede cum de Dumnezeu. Eu mă tem de Dumnezeu, așa da. Că... Dar văd că sunteți foarte calmă, Aliona, în situația în care copilul dumneavoastră este acuzat de umor. Da? Sau deja v-ați obișnuit cu gândul ăsta? Sau deja nu vă mai miră tot ce spun surorile fostului soț? Pur și simplu, eu știu soț, că sau... ei tot timpul au fost agresivi.
Deci ca să înțeleg relația voastră niciodată aveți deja imunitate la asta, da? Dacă mi-ai tras cu tavaua și ai rupt deștile. Asta a fost de mult în... Știți, în familie multe certuri sunt și de multe ori ajungeam la poliție. În cazul când Servie era foarte agresiv și eram numit cu foarte multe cuvinte murdare. Din cauza asta și-am divorțat, violența în familie. Am avut mare... O să auzim mai târziu ce ne-ați povestit despre căsătoria mare de șapte ani cu Dumitru. Mare dar mai întâi vreau să vă întreb, Aliona, cât privește relația copiilor cu Dumitru? Aici Ana recunoaște că Dumitru nu a avut relații bune cu niciunul din cei trei copii ai voștri biologici, mă refer. Dar ea spune că și asta da, vi se datorează dumneavoastră pentru că, așa ați, pentru că așa ați, i-ați învățat dumneavoastră să nu-și respecte tatăl. Aici cum comentați? Nu, asta eu nu știu, ies foarte confuză la asta, fiindcă eu tot timpul îi impunem să ducă, să-l ajute, fiindcă așa trebuie. Fiindcă e părinte, e tată și trebuie să-l ajute. Dacă l-a făcut tata asta nu a fost, Mănișoara, vorbește mai frumos, te rog. Mai frumos. Lasă audă lumea și ei și-l face pe tata lui ea. Foarte... Chiar am auzit chiar eu și de la vecin cum a spus. Eu este la mine vorbile astea nu s-au adus la cunoștință. Nu s-au adus la cunoștință. Tu ești aici sfântă, te faci sfântă și te faci că nu știi nică. Dar câți ani ați locuit cu soțul dumneavoastră? 7 ani. 7 ani și în 7 ani aveți 3 copii. Haideți, Diana, împreună să vedem povestea acestei căsătorii a Alionei cu Dumitru. Atenție! Nu-i numai rău și rău. A fost și ghine, a fost și... Ori să zic, poate băutura mult l-a stricat, ori lui îi plăce neamurile, îi plăce companie, Nino. Din toate cuvintele de pe lume eu nu ieșa. La un scandal în casă, era iarnă. Și eu și Dima ieși așa, am sărit, zic, mai Dima, liniștește. El pentru mâncare, pentru băutură. Și dacă lua 102 de grade, face din om ne om. Haram, ștăt bănuțul nu era socotit. Străiți cu omul care vă socoate tăt bănuțul, măcar deși ești plăsențic că te-ai dus și ai venit. Nu-ți permite. Eram nevoită să mă duc la magazin, fetele mă știu eu, de la magazin și mă știu eu și de la aptecă. Și erau nevoite scrie un preț cu 2-3 lei mai mult ca să-mi pot lua un șampon la copii. Și eram nevoită în folosul la copii ca să spun o minciună. Mi-mi pare rău, pe urmă cerem iertare de la Dumnezeu. Era agresiv, de atât așa n-am putut suporta. Am fost și bătut în casă. Și am fost și lăsată moartă aici, în casă, dintr-o pălitură. Dar m-a pălit cu telefonul fix în cap. Foarte tare. De la bieței. Dar mi-era finish-ul. Când mi-a zis că te înjunghi cu cuțitul, înainte fugem de acasă. Dar pe urmă și de-aș mă gândim. Eu din casa mea, oameni buni, ies și fug. Nu trebuie numai așa să trăiesc. Trebuie să-mi iau inima în dinți, că eu am să rădic copiii. În această seară discutăm despre moartea suspectă a lui Dumitru Baltă din Pelinia. Sora bărbatului, Ana Curea, spune că fratele ei a murit după ce fiica lui l-a bătut. Bărbatul suferea de o boală la sistemul locomotor și nu ar fi putut să se apere. Ana spune că nepoata ei și-a ucis tatăl pentru că el a certat-o după ce prin sat s-au răspândit zvonuri că fata s-ar comporta ușuratic. De altă parte, fosta soție a lui Dumitru neagă toate acuzațiile în adresa copilei sale. O altă soră de-a bărbatului, Olga, a venit acum la noi în platou. Ce crede ea despre moartea lui Dumitru și dacă susține vreo versiune, aflăm chiar acum. Olga, bună seara, bine ați venit! Mai devreme am auzit-o pe sora dumneavoastră, Ana, care crede, iată, tot ce ați auzit și acuză nepoata voastră de, practic, de omor. Da, vreau să știu dacă și dumneavoastră susțineți această versiune. Ea putea să facă lucrul ăsta, putea să-l împingă. De ce credeți asta? De atâta că lumea vorbește prin sat că ea are 2 avorturi și eu n-am putut așa. Sora m-a rugat să-i spun lui ea pentru că și-am auzit. Și eu i-am spus cuvintele astea lui ea, că uite fata ta și vorbește lumea prin sat. Unde ai fost tu 3 săptămâni și la ea m-a zis că ești la verișoară când te suna? E agresiv la ea, e prostie numai în gura ei. 16 ani? Spală un bărbat de cât?
49. De 50? Dar de ce m-a făcut fata ta pe mine? Mă, mânge, nu învățești pe nedrept. Fără să vreți, voi practic ați devenit și voi motivul de ce povestea s-a terminat așa de tragic. Dar noi vrem să știm motivul. Când și cum și de ce cauză l-am ucis? Să mori, așa i-am spus. Eu stai așa să pun un culoc până ajungi tu acasă. Ana Curea din Miciurin nu se poate împăca cu gândul că fratele ei mai mare, Dumitru, a murit. Femeia își amintește cu lacrimi despre ultima zi când l-a strâns în brațe. Mami, i-a dus o piernă și un ogheal. El parcă s-a gătit de moartea asta. Tot ce s-a întâmplat înainte de moartea lui Dumitru i-a trezit Anei bănuieli de groază. Cred că a vrut să-i destăinui ceva de pe sufletul lui. De atâta că avea probleme cu fiica. Femeia este convinsă că vinovată de moartea lui Dumitru este chiar fiica lui. Ana afirmă că are și dovezi împotriva nepoatei sale. Dacă ies să și omoră, tata n-avea să duc să-l caute, să-l speli și să aibă grijă de dânsul. L-a împins sau că a căzut jos. Ce motiv ar fi avut fata să-l împingă? Multe motive au avut. Ce o face pe Ana Curea să creadă că nepoata i-a omorât fratele? Și ce motive ar avea fata să-și omoare propriul părinte? Cu ce dovezi va veni Ana în susținerea bănuielilor sale? Ce au văzut vecinii în ziua când Dumitru și-a dat ultima suflare? În această seară, fiica lui va ajunge în fața expertului poligraf. Ce va arăta testul? Aflați astăzi! În această seară discutăm despre moartea suspectă a lui Dumitru Baltă din Pelinia. Sora bărbatului, Ana Curea, spune că fratele ei a murit după ce fiica lui l-a bătut. Bărbatul suferea de o boală la sistemul locomotor și nu ar fi putut să se apere. Ana spune că nepoata ei și-a ucis tatăl pentru că el a certat-o după ce prin sat s-au răspândit zvonuri că fata s-ar comporta ușuratic. De altă parte, fosta soție a lui Dumitru neagă toate acuzațiile în adresa copilei sale. O altă soră de-a bărbatului, Olga, a venit acum la noi în platou. Ce crede ea despre moartea lui Dumitru și dacă susține vreo versiune, aflăm chiar acum. Olga, bună seara, bine ați venit. Mai devreme am auzit-o pe sora dumneavoastră, Ana, care crede, iată, tot ce ați auzit și acuză nepoata voastră de, practic, de omor. Da, vreau să știu dacă și dumneavoastră susțineți această versiune. Ea putea să facă lucrul ăsta, putea să-l împingă. De ce credeți asta? De atâta că lumea vorbește prin sat că ea are două avorturi și eu n-am putut așa, sora m-a rugat să-i spun lui ea pentru că și-am auzit. Și eu i-am spus cuvintele astea lui ea, că uite fata ta și vorbește lumea prin sat. Dar care a fost scopul ea? Cu ce scop i-ați spus lui Dumitru? Să-l faci să suferi mai tare? De atâta că nu că să suferi mai tare, dar lumea vorbește și e rușine pentru noi. Noi tot suntem ca frați și cum când se audă el pe urmă, cum ar să șebă? El era așa un om, era că el ține tot în transul. Dar nu era mai ușor dumneavoastră că mătușă să vorbiți cu nepoata? Dar n-ai ce grei, că e agresivă, ești pe mine, m-a făcut în diferit prostie odată. Pentru asta ești oprinit-o la mine. Câți ani are nepoata dumneavoastră? Câți ani are? E pe data de 7, trebuie să împlinească 16. 16? Da. Și voi suspectați că o fată de 16 ani ar putea să... Era agresivă la ea. De câți ani a trăit cu tatăl? Sau câți ani a trăit cu tatăl ei? Ea nu a trăit. Ea a trăit la mama ei acolo. Dar mergea și o l-a ajutat. Nu m-a ajutat, dar cu bani. Ieșire bani. Contrabani. La dată. Mă gândeam acum voi ca surori cât de mult mergeați și l-a ajutat. Da, eu am fost mai văd câteva ori tot și l-am ajutat. El am ultima vreme cu dânsul am vorbit într-o duminică când am fost la adunare. El era la adunare, el era în adunare dată. Da, în credință era. Și ultima vreme cu dânsul am grăit într-o duminică și el zice, Olea, să vii să mă ajut, te rog să prășesc. Dar eu îi spuneam lui, zic, hai că am să vin, dar zic, la noi plouă stare și zic, când ar să usuși o leagă pământul, ar să vin și să te ajut, zic, hai să o chinești pe Dumitrița. Dar el, când a auzit de Dumitrița, o să o închis într-însă și nu putea spune nimic, așa, era supărat tare. Asta era deja după ce i-ați spus ce zvonuri merg prin sat? Da.
Dar oricum e straniu. Voi știind că doar Dumitrița merge la el să-l ajute, voi ați încercat să-i spuneți lui niște știri distruge. Da, dar până noi așa ne-am gândit că până ajunge să-i spui cineva, mă gândim eu să-i spun lui el. Dar la voi așa e obișnuit să credeți tot ce spune lumea prin sat? Nu e obișnuit, dar... Cum a reacționat el? E rușine pentru... Dar cum a reacționat el? El nu crede. El ne-a crescut, ne-a educat, dar la noi e așa prostim, în familie nu s-a vorbit. Și atunci, dacă chiar dumneavoastră le numiți prostii, da? De ce ați crezut atât de ușor că s-ar putea să fie adevărul? Totuși e nepoata voastră. E nepoata, ce, da. Știți cum, dacă e vorba de cineva apropiat, încerci să-l aperi, nu să răspândești aceste zvonuri și aceste prostii. Nu știu, e tare... Noi nu am răspândit, pur și simplu ne-a dus la așa condiții că e... Dar de ce ați crezut atât de ușor că fata asta chiar putea de să... De că e nu se comportă cum trebuie. E agresiv la ea, e prostie numai în gură, e aș cu vieși mordare. Chiar servește băuturi alcoolice. Ați da. Văzut-o servit? Da, da, e, chiar, văzut da servit. E chiar cum în fața mea chiar o băut. Da. Și n-ați oprit-o? Da, și pot să-i spun dacă e agresivă și la băutură. Da, după ce a murit socrul meu, da, fratele meu a vrut cu Aliona să-mi întorc așa înapoi. A vrut, pe urmă. La vă câteva zile, el de-am pe urmă mi-a spus că Dumitrița a băut și cu Iuliana a băut. Jin, vin. Iuliana asta și băietul. Deci voi nu aveți niciun cuvânt de bine de nepoata voastră, da? Nu puteți să spuneți nimic de bine de ea. Nu știu. De bine a fost, da, e când era mai fetiță, mai... Da, ea era harnic. Era harnicuț, era fășetăt. E cum a venit adolescent. Oricum adolescență. Da. Adolescență e o început asta agresivă. Și voi ați făcut ceva ca să schimbați situația? Ați încercat? Poate să fie agresivă față de tată. Care ceva neînțelege. Se întâmplă în viață. Deși și față de o mătușă, și de a două mătuși, și probabil că mai are față de cineva. Agresivă, nu v-ați gândit de unde e agresivitatea? Poate agresivitatea vine dinăuntru, din condițiile în care copilul s-au crescut. Așa că mama a învățat-o să nu trăiască ghini cu noi. Da. Dar la mine altă întrebare. Aliona, chiar vreau să aud. Atâtea lucruri urâte se vorbesc despre un despre copilul dumneavoastră și stați și tăceți sau totuși poate vreți ceva să ne spuneți. Și el s-a șerut acasă. Vreau să aud și pe Aliona. Aș fi vrut dacă el e mătușă, aș fi vrut ca dacă fetița așa de tare a vrut să vorbească cu dânsele, și pildă aveau să iei de la dânsele. Că cum e să arată sfibă agresivă, așa, așa și Olea a fost. Era mai tinerică, nu trebuie spunem, tinerică, ușuratică, diminutică. Așa că da, tu cum toate ești? Au fost așa. Dar tu, Aliona, cum ești? Nu te fă tare sfântă. Nu se cotim, nu se cotim. Dar de ce s-a făcut ea ca capul primos? Eu nu m-am dus la nimeni. S-a făcut la bătaie, picioarele în burtă la un copil. Dar de ce m-a făcut fata ta pe mine? Pentru cuvântul ăsta și-o primit-o ei de la mine. Dar de ce eu spus la copilul meu că eu stai și-a spun un culoc când a fost la fratele meu. A fost atunci și-o ajutat, pe dânsul l-o ajutat. Și eu zic că eu stai și-a spun un culoc până ajungi tu acasă. Pentru asta și-o primit-o Dumitrița, că nu trebuie și pe mine să mă facă. Dar și copilul meu să-i spui așa la copilul meu. O trebuie să vii să-i spui că eu zis mamă, eu zis mamă. Tu înțelegi, Aliona? Dar nu trebuie, dar când ți-am spus eu ție așa, deși, Aliona, ieși greși cu fetele tale să nu știi pe așa, deși m-a făcut pe mine atunci la Silvia? Deci problema e a Alionii, da? Așa să înțeleg eu. Că și-a educat așa copiii. Da, așa e educat că să-l facă pe tata în diferite prostii. Bine, cu Dumitrița, dar și ceilalți doi copii cum? Totul sunt așa agresivi. Nu, nu știu, n-am văzut. Fata mai mitică e foarte, băietul foarte din contra, bine învață la școală. Am înțeles. Și atunci îți primești și că luni Aliona se ocupă cu fata cea mai mare, o face agresivă față de toți, dar marți, miercuri și joi lucrează cu ceilalți copii și ăștia sunt buni și frumoși. Așa spune? Băietul după mormântare l-am luat o zi la mine. L-am luat cu vrut la pescuit cu băietul meu mai mare să ducă. Atunci eu i-am spus, ea că va rămâne tot în casă la tata. Zic, voi ați și... Când el a auzit de cuvântul tata, el a început a sta pe gânduri.
În ce sens pe gânduri? Că el a fost în ziua aceea cu tatăl la Miciurin și cu fetița mai mică de 10 ani. Așa, și? A fost mai în scurt cu dâns și ei tot vremea spuneau că haidem tătică acasă, haidem tătică acasă. Dar eu îi spun... Acasă poate, unde? La Pelenia. Eu i-am spus, măcar să margă la mine, să-l pun la masă. Și Miciurin, ea dumneavoastră trăiți acolo. Da, la Miciurin eu trăiesc acolo. Eu totuși n-am înțeles un lucru. Ați făcut-o foarte rea pe această nepoată a voastră. Dar ce, orice om trebuie să aibă un motiv să comită o crimă, mai ales o crimă gravă. Voi o acuzați de omor pe o fată de 16 ani. Ce motiv putea să aibă ea? Motivul din cuvintele astea care o auzit tatăl. Ce anume? De este, cred că, două avorturi. De unii știi, hai, atunci las că noi suntem... Atunci trebuie să vă omoare și pe voi? Că dacă tot ați răspândit zvonul ăsta. De ce? Dar de ce să ne omoare? Păi de pe tatăl ei, de ce să-l omoare? Nu știu, la noi... Nu știu, dar de ce ascunde faptul că e sâmbătă, l-a văzut pe tata, dar vecinul l-a văzut cum el duce de sub țăoară în casă. Și eu a spus că o ticat la câini, o ticat acolo și s-a rupt și răschinării. Ce povestește fiica lui Dumitru despre moartea tatălui său? Tânăra a ajuns în fața expertului poligraf. Rezultatele testului la detectorul de minciuni le vom afla în scurt timp. Dar mai întâi să auzim ce ne-a povestit vecinul lui Dumitru. El a fost martor la mai multe evenimente petrecute în curtea de peste gard. Să aflăm despre ce anume este vorba. Copiii, în ultima vreme, foarte și foarte urât. Asta nu pot să neg eu. Eu am o vârstă și nu pot să neg asta dacă eu s-auze. Eu ceva facem în grădină și foarte urât. Eu, și am spus, vei, naiba să vă iei dacă trec dincolo ca în portiță. Vă sar flendurile, moș, dracu vă e. Am auzit, fără ceva să sfădiu într-o vreme, ceva. Și unde a fost Dumitru? Am fost vreo 3 săptămâni, nu a fost. Și Dumitru era supărat, zic, și Dumitru așa e supărat. Oh, Dumitru, e dus, Dumitru, vede joc din lucru, e așa bui să are și știi, eu mă tem că mă, nu văd de prostie să fac. Zic, Dumitru, să zic, e mărișoară, dar vrei de vrei de asta, nu fugi, dacă e, dar nu știu unde, la cine și așa, și nu pot găsi și... E, cu asta a trecut. Trecut o vreme, a apărut. E, a venit și într-o zi tare se sfădeau, strașnic, era un zgomot acolo, sau, dar din casă nu se aude. Clar, nu se mai aude, dar nici nu am avut un obicei. Ani urmări, ani asculta unul pe altul. Mă rog, îți vecini. Și e ceva o răcnit, a ieșit pe ușă, s-a auzit zgomot de ușă, trântit acolo cu mâini. E și eu a ieșit nervat, roșit față de Dumnezeu. Era și cu ceva în spate, cu un micru zac așa era, nu știu, și ceva era în spate. Și a răcnit așa de dinți, așa a făcut o grimasă ca o fiară. A zis, ce și dinți așa, o faptă grimasă strașnică, nerată, și a ieșit pe prag și s-a dus și multă vreme, vreo jumătate de ani, deloc nu a fost aici. Fiica lui Dumitru, acuzată de mătușele ei de moartea propriului ei tată, este prezentă în platoul nostru. Noi am decis să nu-i arătăm chipul, întrucât subiectul este unul sensibil, așa că tânăra va discuta cu noi din umbră. Bună seara! Bună seara! L-ai auzit pe vecinul tatălui tău care ne-a povestit că tu l-ai fi amenințat pe tatăl tău cu moartea. Când s-a întâmplat incidentul? Dacă sincer, asta a fost de mult. M-am sfădit cu dânsul deoarece el a început să vorbească vulgar despre mama mea și eu nu pot suport când vorbește cineva vulgar despre mama mea. Și i-am răspuns înapoi și da, i-am spus că să mor, așa, i-am spus, dar nu i-am spus din ieri. Da, așa s-a dorit moartea, nu. Și atunci mă ating că chiar n-am fost la dânsul de mult timp, că dacă mă sfădeam cu dânsul, eu o bucată de vreme nu veneam la dânsul, că
pe de-o parte îmi pare rău ce am zis, dar am vrut cumva să-l învăț să adresez o leac mai frumos. Dar deseori vă certați? Sunt eu, erau adică cazuri când el, eu mă duceam să-l băiesc și mai scotea el vorbe urâte chiar și despre mine, că îmi spunea că o să fiu ca și mamea, că după băiet și mie lucrurile astea nu-mi place și eu chiar el mereu asta îți spunea? Mereu te certa așa? Da, el mie interzicea să ies cu fetele, să asta înainte undeva până în clasa 7. Tata, când ți-a dat 260 de lei, unde ai fost tu 3 săptămâni și l-ai amăgit că ești la verișoară când te suna? Stați-o leac, știți, nimeni nu creează așa o impresie că, drept că despre persoane decedate spune că ori se vorbește de bine, ori nu se vorbește deloc, dar deoarece în situația dată, Dumitru, tu ai, știi, la spatele tău sau ești acuzată destul de grav, aici lucrurile poate să întoarcă altfel. Eu am impresia, cum a mie mi s-o creat, vedem pe la urmă, că încă nu știm cine e victima în toată povestea asta. Pentru că noi vedem în față o persoană doar de 16 ani, o fetiță, da? De 16 ani, care ea trece, da, prin perioada de maturizare, care ea cumva a fost nevoită, obligată să meargă, chiar dacă tatăl ei, dar destul de agresiv din ceea ce vedem noi, da? Unde ea este numită, unde ea este supusă, da, violențe psihologice, nu fizice, dar ea este. Nicătă la asta ea trebuie să meargă să-l deservească. Și întrebarea mea e următoarea. Fetelor, dar voi, cum l-ați protejat voi? Cu tot respectul față de voi, nu am absolut nicio problemă. Știind că fata asta e agresivă, e răutăcioasă, are o mie și una, cum ați descris până acum, de lacune în comportament, da? Nu e cea mai bună fată. De ce nu l-ați protejat pe fratele dumneavoastră de așa o ființă rea? Cum l-ați lăsat? Eu știu așa că dacă eu atât de mult îmi fac griji de fratele meu, care eu îl iubesc atât de mult, și atunci ce fac eu? Văzând că lui sau pe el îl paște un pericol, și chiar dacă e copilul lui, dar e atât de rea, agresivă, răutăcioasă, eu zic, stai. Uite, tu ai voie să vii doar să-l vizitezi, nu-l speli tu, 16 ani, spală un bărbat de cât? 50. Noi despre ce vorbim? Nici nu a ajuns la vârsta de 50. Dar nu contează acum, 49 să aibă, dar noi vorbim despre o fetiță în dezvoltare, care ea, mai mult, sau mai puțin, a fost nevoită să aibă grijă. I-a spălat o mână care la dânsul nu funcționa. Dar, fetelor, voi acum îl jeliți pe frate și eu tare des mă ciocnesc cu faptul că noi dăm merite și jelim oamenii și după moarte. Pe când ei au nevoie de susținerea noastră când ați vii. Nu după moarte. După da, moarte așa au... și este. Că ei au susținere, trebuie să aibă susținere cât ei să vii. Dar nu după ce au murit, o alergat mama, spui că priniți-mă fetelor. Sora nici nu a vrut să o prinească în o gradă, dar eu am spus, las că eu crescut copiii, las să intri în o gradă. Dar voi vă dați seama că în fetița asta, în jumătate curge sânge de-a vostru, cât și de-a mamei, da? Noi din 46 de cromozomi, 23 de la tată, 23 de la mamă, da? Și aici, ea, toți trei copii, au și sângele vostru. Și nu știu, da, eu înțeleg că lumea acum are foarte multe greutăți și au multe probleme și asta îi face și mai răi și mai agresiv, dar nu știu, e foarte interesantă situația. Și de ce v-am întrebat? Cât de des mergeați voi să-l ajutați? Știind că fata asta e agresivă.
agresivă. Da, când la vârsta. Când a venit, el suna și m-a chemat pe mine. Când ia ca orlea, vine la mine și Snejuț. Da, m-am dus. Da, odată l-am fost, l-am spalat. Și eu pe dâns tot, așa că n-ai, te rog, mâna asta spală. Hai, spală mă pe schinare. Odată, totuși, cel mai mult, ca să înțeleg, Dumitrița. Uite, hai să recunoaștem. Din voi trei, luându-o și pe ea, cine a avut mai multă grijă de el? Sora trăie acolo. Deci Dumitrița venea rar? Cum? Mai rar decât voi? Vine și ei, nu zic că nu vine. Dar mă aducem și eu, când au avut nevoie, zic că să vii, te rog frumos, să-mi dai cu vară. El a rugat-o, după ce s-a despărțit cu Aliona, vină, te rog frumos, și Aliona, așa, să-mi dai cu vară. O zic, până să-mi dai 250 lei, eu nu vin să-ți dau. Dar eu cu copil, mitel, cum a putut, m-a dus și am ajutat, a dat cu vară acolo în cămerile și pentru că lui. Sunteți sora lui, nu? Nu sora lui, dar n-a luat nici un leu de la dânsul, l-am ajutat, l-am astianut. Cu ce am putut, m-am mai ducem și l-am ajutat. Odată am fost, da, l-am ajutat, apunea, că era și Dumitrița cu mine. Totuși, de față cu ea, spuneți în față, dumneavoastră amândouă credeți că fata asta și-a omorât tatăl? Dar eu când am fost, știam... Nu, Ana, eu vreau să-i spuneți asta în față. Vă rog frumos. Uitați-vă la ea. Te să-l împingă de tot acela dânsul era vistă din lemn ortopedic. Da, spuneți-mi, vă rog. Avea motive, pentru că, din câte înțeleg eu, ne-ați desenat un portret al acestei fete, monstru. Din cuvintele era astea, agresivă, că nu și iubea tatăl, că... De atâta că el a auzit de cuvintele astea de dânsă. Bine, el deja auzise. Pe ce motive să mai aibă? Da. Acum, fără să vreți, voi practic ați devenit și voi motivul de ce povestea s-a terminat așa de tragic. Dumitrița, haideți să trecem totuși la fată. Știm că în ziua când a murit tatăl tău, voi v-ați văzut cu el. Da, marți... Ce ți amintești din acea zi? 3 mai, noi de dimineață am plecat cu mama după buletin. Luni când a căzut, eu deloc n-am fost la el. Sâmbătă am fost la el în spalat și m-am dus acasă. Duminică el pe mine m-a sunat și m-a întrebat dacă-s acasă și dacă e bine. Și i-am spus că da-s acasă, tot e bine. Mai mult eu cu dânsul n-am vorbit. Abia marți după masă, el pe mine m-a sunat să mă duc să iau pastile, medicamente, că o vine salvare și eu prescris. Undeva în jur la orele 3 eu am ajuns la el și i-am spus că cheamă salvarea, că eu... L-am văzut. Dar tu când ai ajuns, ce ai văzut la el? Fratele era la dânsul. Fratele tău? Da, că l-a ajutat să ridice ca să-i ungă spatele cu unguient. De ce trebuia să-l ungă pe spate? Tata sau permanentă lungea? Nu, tata l-a rugat după să lungă ca să-i scoat durerile. Erau durerile legate de boala lui permanentă sau altceva s-a întâmplat cu el? De la asta ce-a căzut. Să lungă... Dar când a căzut el? Mie fratele mi-a spus că a căzut luni, seara, când a venit acasă. Ți-a spus și când și cum a căzut? Ți-a descris situația? Nu. Asta nu mi-a spus. După asta eu i-am spus că cheamă salvarea, deci că a fost salvarea. Mi-a dat ca injecție și zici că duci lie și eu să-mi fac injecție și a să-mi treacă. Dar eu îi spun că cheamă salvarea, că dacă de un caz, caz la pat, eu n-aș pot să am stiradică, dar să te duci la spital, să-ți fac un rentgen și să-ți fac tratament, să-ți vii în șire. Și el nu vrea, că el mai tare se teme că cine să les casa. Și i-am spus că eu o să am grijă de casă și că da creditul, zic că da pe ce dată ai, dar el zic pe șaici. Zic că ei până atunci atât să fie acasă. Și salvarea pe urmă a venit, eu am încătat 2 oameni ca să-l poată să-l duc la salvare, că el cam greu, chiar atunci greu să deplasa. Și l-a dus la salvare și mai... Despre ce a fost la salvare ne povestești puțin mai târziu, dar acum să-l auzim pe vecinul tatălui tău, care ne-a povestit despre ce își aduce aminte el din ziua când a murit Dumitru. Atenție! Eu vinem, ne vinem și eu când am ajuns în poziția asta, eu i-am văzut clar. Când am văzut, ei mă se urcase, că lângă ușă erau.
și Iulica era de partea asta, Dumitrița era partea și el altă, am ținut din mâini pe cap. Și el își de pe picioare. Clar, eu am văzut că el își ține picioare. Asta nu m-a alarmat, pentru că am văzut că zic să mă întâmple. Și el unii ucicat acolo aia, când vedeți, până înveți acolo, zici că el acolo, acolo el ține capra. A fost liniște, absolut, nu zis nimic. Iulica a întors cap și a vorbit la mine, a spus că tata a ucicat la capră. Nu știu, n-am văzut, am văzut că am dus șef, da. Iată, l-am auzit și pe vecinul tatălui tău, iar acum să revenim la mătușele tale. Voi, de ce credeți că ea l-a împins și de asta a murit Dumitru? Mi-a spus vecinul. Vecinul a spus că eu a fost în zăvășie când el a chicat. Amândoi îl adușeau, ea că ne-a arătat cum o apucat Dumitrița, ea că tăia. Așa cum ne-a povestit nouă, nu? Da. Exact așa? Da. Păi și de ce voi deduceți că ea l-a împins? Da, spune că ea luni nu a fost cu tatăl. Dar noi vrem să știm motivul, deși ea ascunde. Deodată era Dumitrița că l-a ușis, pe urmă eu l-am ușis, dar nu știu din ce cauză. E o acuzație foarte gravă. Pe dânsul l-a omorât, l-a ușis, l-a bătut. Eu am sunat la 112 și am spus că unii pot să mă adresați ca să putem scoate documentele de pe casa fratelui. Acum au venit acuzațiile în ograda ta. Cum ți simți? Te dau jos, eu copiii mei miștiu. Cu acordul mamei sale, Dumitrița a trecut testul la poligraf. O să-i pară rău la fată, dar și mă târziu.